Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava ne-a transmis într-un comunicat de presă detalii despre o acțiune puțin neobișnuită a colegilor de la Garda de Intervenție Siret. Aceștia au avut parte de o misiune de salvare pe cât de neobișnuită, pe atât de dificilă. Apelul venit prin numărul unic de urgență 112 anunța faptul că trei bovine erau blocate în albia râului Siret, iar proprietarul solicita ajutor pentru că acestea să fie aduse la mal. Cu accesoriile specifice și cu o barcă pneumatică, pompierii militari sireteni s-au deplasat la locul intervenției. Între timp, două dintre animale au reușit să iasă singure din apă, însă cea de-a treia a rămas împotmolită în mâl, în imposibilitate de mișcare. După trei ore de efort susținut în care și-au folosit toate cunoștințele și experiența acumulată, pompierii militari au reușit să aducă văcuța la mal și să o predea în siguranță proprietarului.